dacă Rusia continuă să încalce tratatul privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune, Statele Unite sunt gata să ia măsurile potrivite ca răspuns, iar acest lucru include reacție diplomatică, dar și un potențial răspuns militar. Domnule ministru Aurescu, cred, dacă nu mă înșel, că e prima dată când de pe teritoriul României un oficial american important vorbește despre un potențial răspuns militar la adresa Rusiei. Greșesc? Da, cu siguranță, dar ceea ce trebuie spus. Da, cu siguranță greșesc sau e prima dată? Cu siguranță că este prima dată, dar tema aceasta nu este nouă. După cum cunoașteți, Federația Rusă a indicat în mai multe rânduri, deci nu este o temă nouă, că Statele Unite ar încălca tratatul acesta, care în limbajul nostru codat diplomatic se denumește INF, și a spus că, de exemplu, lansatoarele antirachetă pe care le vom instala și în România și care vor fi instalate și în Polonia la orizontului 2018, ar încălca acest tratat. Pentru acum, că ei spun că ar avea un rol ofensiv, rușii nu cred în rolul defensiv al scutului. Asta trebuie să o spunem clar. Pe de o parte este vorba despre această discuție despre defensiv versus ofensiv. Pe de altă parte însă trebuie spus un lucru foarte clar. Conform tratatului INF, acesta se referă la interzicerea unor tipuri de rachete care sunt rachete care pleacă de pe pământ și ajung pe o țintă aflată tot terestru, tot pe pământ. Adică land to land, în limbaj de specialitate. Ori, în cazul rachetelor interceptoare care vor fi instalate și la Deveselu, acest tip de rachetă Standard Missile 3-1B, ele au în vedere interceptarea unor rachete ostile în aer. Deci nu este vorba despre aplicarea tratatului INF cu privire la acest tip de rachete și evident, cu privire la facilitatea de la Deveselu. Însă, citatul pe care l-ați dat și poziția pe care asistentul secretarului de stat, Frank Rose, a exprimat-o la București ieri, se referea la o altă chestiune aflată în dezbatere de data aceasta între Statele Unite și Federația Rusă. Și anume, Statele Unite acuză Federația Rusă că a dezvoltat un anumit tip de rachetă care este interzis de către tratatul INF. Federația Rusă susține că acest tip de rachetă nu există, deși Statele Unite indică anumite elemente de probă cu privire la existența acestei noi rachete, acestui nou tip de rachetă. Și reacția Statelor Unite față de ceea ce susține Rusia este cea conținută în declarația lui Frank Rose. Ce? Vă dați seama că marele public, când aude că se vorbește de un potențial răspuns militar din partea Statelor Unite la adresa Rusiei, se întreabă pe bune dreptate bun și pentru România ce ar însemna asta? În primul rând trebuie văzut mai întâi în ce ar putea consta un astfel de răspuns. Ori Statele Unite nu au detaliat până în momentul de față în ce ar putea să consta un astfel de răspuns. Prin urmare, este prematur să facem o evaluare cu privire la această ipoteză. Mai mult decât atât, Frank Rose a întrebat ieri, după ce a făcut această afirmație, cu privire la care ar fi conținutul unui astfel de răspuns, a precizat foarte clar că o astfel de decizie nu este încă luată de către Statele Unite. Prin urmare, este în procesul de reflecție cu privire la un potențial astfel de reacție. Și totuși nu putem, domnule ministru, nu putem să nu constatăm că norii negri în regiune se cam adună și dacă ne uităm de pildă la anunțul făcut de NATO, iarăși e de natură să îngrijoreze puțin opinia publică atunci când se vorbește de dublarea efectivelor în Europa de Est. Bun, declarația pe care a făcut-o secretarul general NATO se referă mai exact la dublarea efectivelor forței de reacție rapidă a NATO, care este o structură existentă deja, dar care, în urma deciziilor care au fost luate la summitul din Marea Britanie din septembrie anul trecut, mai ales cele care țin de planul de reacție rapidă al Alianței, planul de adaptare, Readiness Action Plan, în limbajul de la NATO,
vizează și creșterea acestei capacități de reacție a alianței. Și atunci, una dintre deciziile care au fost discutate și adoptate se referă la dublarea capacității acestei forțe de reacție rapidă, care are ca nucleu acea forță de reacție și mai rapidă, acel Very High Readiness Joint Task Force, care de asemenea a fost decis la summitul din Marea Britanie. Deci nu este vorba despre o dublare a forțelor NATO de pe teritoriile statelor din flancul estic al alianței, ci e vorba despre o, dacă vreți, o dezvoltare, o îmbunătățire a capacității de reacție a alianței pentru cazurile în care va fi nevoie. Pentru România, în mod specific, ce înseamnă concret această dublare a efectivelor? Este o veste bună, pentru că până la urmă înseamnă, în cazul în care este nevoie, sperând să nu fie nevoie de așa ceva, asta înseamnă o mai bună protecție a teritoriilor, populațiilor, forțelor aliate. Până la urmă, noi am contribuit deja la aceste măsuri de adaptare ale Alianței Nord-Atlantice și prin acele structuri de comandă și control care au fost și urmează să fie desfășurate în România, acea unitate de integrare a forțelor NATO, care a fost vizitată de altfel de secretarul general când a venit în România, în vară, și care pe 3 septembrie a fost oficial, dacă vreți, lansată cu steagul NATO ridicat deasupra facilității respective, cu 40 de ofițeri români și din alte state aliate, din Statele Unite, din Germania, din alte state membre NATO, la care se adaugă acel comandament multinațional la nivel de divizie pentru Sud-Est, care va coordona unitățile de integrare a forțelor din România, din Bulgaria și vom vedea poate și din alte țări. Și care ar trebui să fie operațional inițial înainte de summitul de la Varșovia din iulie 2016, care va avea o structură cu în jur de 270 de ofițeri, de personal, iarăși cu contribuții din partea României și din partea celorlalte state aliate. Deci, iată, structuri de comandă și control care vor ajuta această forță de reacție rapidă să acționeze dacă este nevoie. Operațional ar trebui să devină și scutul de la Deveșelul în 2016, dacă nu mă înșel. Întrebarea e, putem fi până mai... Până la finalul acestui an. Până la finalul acestui an. Deci, mai e foarte puțin până când Statele Unite vor inaugura acest scut ca fiind operațional, nu? Da, deci am discutat aceste aspecte și cu Frank Rose în cursul zilei de ieri și cu viceamiralul Searing, care este șeful agenției NATO, agenției Statelor Unite antirachetă la Sevilla marți. Am discutat și cu comandantul flotei a 6-a din Mediterana, viceamiralul Fogo, care va prelua în coordonare facilitatea de la Deveselul după ce va deveni operațională. Și am primit toate asigurările că acest calendar pe care l-am convenit împreună cu partea americană va fi respectat. Practic, pașii sunt finalizarea tuturor construcțiilor, tuturor elementelor care constituie facilitatea de la Deveselul până la finalul anului, integrarea acestei facilități în sistemul NATO antirachetă undeva în primăvara anului viitor, după care la summitul din Polonia din iulie ar trebui să înregistrăm încă un pas în dezvoltarea sistemului NATO antirachetă în ansamblul său. Nu este doar facilitatea de la Deveselul componentă a acestei evoluții, sunt și cele patru nave americane de tip Aegis cu interceptori antirachetă, la fel ca și cei din România, care sunt deja desfășurate în portul Rota din Spania, mai sunt și alte contribuții voluntare ale unor state membre aliate. Iată că scutul, mă rog, avansează în direcția cea bună. Evoluțiile din Siria, implicarea Rusiei în susținerea regimului lui Bashar al-Assad grăbesc toate acestea procesul de care vorbiți? Nu, calendarul ăsta este deja stabilit cu destul de mult timp în urmă și mă bucur să spun, așa cum constata și viceamiralul Searing, șeful agenției SUA antirachetă, ne-am ținut de acest calendar într-un mod extrem de atent. Apropo de Siria, domnule ministru, ambasadorul Statelor Unite la NATO a declarat miercuri că România, care și-a păstrat, cum știm, deschisă ambasada din Damasc, împreună cu alte state care au păstrat relațiile diplomatice cu Damascul, ar putea contribui la o soluție politică pentru criza siriană și întrebarea, desigur, e ce poate face România mai exact în Siria. Ambasada de la Damasc a rămas deschisă. Și a rămas deschisă pentru cel puțin două argumente. În primul rând, pentru a acorda sprijin comunității de români din Siria, pentru că sunt în continuare peste 10.000 de cetățeni români în Siria, în familii mixte, mai ales femei și copii, care au nevoie de asistență consulară dacă este nevoie.
și, în al doilea rând, pentru a observa, a culege informații, a vedea situația din teren și a păstra un canal de legătură cu autoritățile siriene. Și evident că acest canal de legătură poate să fie utilizat și atunci când procesul de tranziție sau procesul de negociere politică pentru conflictul sirian se va declanșa. Noi sperăm că acest proces să se declanșeze cât mai curând. Bun, da. Totuși, întrebarea e, România ce poate mai exact să facă pentru a se implica în, așa cum s-a exprimat ambasadorul Statelor Unite la NATO, în a contribui la o soluție politică? Încă o dată, avem o cunoaștere, aș spune, bună și foarte bună a situației din Siria. Avem niște contacte foarte bune cu diversi reprezentanți ai autorităților siriene. Reprezentăm nu doar interesele României în Siria, ci și ambasada de la Damasc reprezintă și interesele Canadei, Franței, Australiei, Republicii Moldova, de exemplu, în Siria. Prin urmare, reprezintă un canal foarte util de transmitere a informațiilor, a mesajelor, dacă este nevoie. Toate aceste teme, presupun că le-ați discutat și cu prilejul ultimei vizite în Statele Unite, cea efectuată de președintele Iohannis, la întâlnirea cu vicepreședintele Joe Biden, dumneavoastră v-ați întâlnit cu Victoria Nuland. Întrebarea e, care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai important câștig al acestei vizite? Mă bucur că ați remarcat și am văzut ce ați scris după această vizită și ați concentrat foarte bine substanța acestor întâlniri. Practic, a reprezentat o reconfirmare a importanței pentru ambele părți a parteneriatului strategic bilateral, cu elemente foarte concrete, atât în ceea ce privește dimensiunea politico-militară, și am discutat și despre scutul de la Deveselu, s-au discutat și despre alte aspecte care țin de cooperarea în această zonă, despre securitate energetică, am discutat destul de mult cu doamna Nuland pe această temă și modul în care România poate să reprezinte în regiune, prin naturile pe care le are, atât geografice cât și de dependență mult mai redusă decât celelalte state din jur, față de surse externe, pentru a ușura interconectările regionale și pentru a reprezenta un hub de siguranță, o centură de siguranță, dacă vreți, pentru securitatea energetică regională. Am discutat despre situația din regiune, mai ales despre Republica Moldova și sprijinul de care are nevoie acest stat pentru a depăși situația dificilă a sistemului bancar, economică, socială și mai ales pentru a se reîntoarce pe drumul reformelor europene, pentru a continua, de fapt, acest efort. Am avut, de altfel, recent ședința comună de guvern și am putut constata personal că primul ministru Străleț este personal foarte hotărât să continue pe acest drum. De altfel, și la New York am avut o întâlnire scurtă cu primul ministru Străleț și am continuat schimbul de idei și de ce putem face împreună pentru a ajuta Republica Moldova. Iată, se înregistrează acest ajutor de 150 de milioane de euro, care este foarte binevenit în acest moment pentru Republica Moldova, pentru a depăși aceste dificultăți. Am discutat și despre multe alte aspecte ale relației bilaterale Energie, română-americane. În primul rând, spuneți, și din câte am aflat noi la Hot News, corupția sau lupta împotriva corupției, care mai bine zis, a fost o temă principală, o temă importantă. A fost o temă importantă. Am înregistrat aprecieri din partea interlocutorilor americani cu privire la progresele care au fost făcute de România în acest domeniu și interesul ca aceste lecții învățate de România în acest proces de întărire a statului de drept să fie, dacă vreți, exportate și regional. Să beneficieze de aceste lecții învățate și alte state din regiune. Fie că vorbim despre Est, Republica Moldova, sau vorbim despre, regiunea Balcanilor. Și cred că este un semnal important. Cum mai concret ar putea să facă România asta, să exporte acest bun performant, ca să zic așa, și anume lupta anticorupție? Vă dau un exemplu dintr-o formulă de cooperare cu o altă țară care este un stat care susține, evident, statul de drept în regiune. Olanda. Avem, de exemplu, un proiect comun
Consiliul Superior al Magistraturii din România, cu instituția omologă din Olanda și cu instituția respectivă din Republica Moldova pentru pregătirea și susținerea pregătirii magistraților din Republica Moldova. Se poate face același lucru și în ceea ce privește nu doar judecătorii, ci și procurorii. Sunt convins că se pot găsi aspecte concrete în cooperarea autorităților de resort din România în relație cu, de exemplu, Republica Moldova, unde, de altfel, recent a și fost trimis un procuror român pentru a face o evaluare, pentru a ajuta în procesul de reflecție de acolo. Doamna Mariana Alexandru, din câte știu, a fost trimisă din partea Comisiei Europene. Există sau și, ca și expert. Există și susținerea Comisiei Europene pentru acest tip de proiect. Uh-huh. Prin urmare, cred că există un teren foarte fertil pentru a folosi experiența pe care România a dobândit-o pe plan regional. Deci asta în ce privește rezultatele vizitei, ați spune în concluzie că au fost importante ca teme corupția sau lupta împotriva corupției și energia. Aici s-au concentrat discuțiile? Da, nu numai. Deci asta au fost o parte dintre temele abordate. Acum, sigur că au mai fost și alte elemente de discuție, unele evident nu se pot face publice chiar toate, dar vreau să fac o evaluare asupra atmosferei pe care am înregistrat-o în discuțiile cu partenerii americani, atât în cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu doamna Nuland, atât în cadrul întâlnirii pe care domnul președinte Iohannis a avut-o cu vicepreședintele Biden, pe urmă confirmată de întâlnirea pe care am avut-o ieri cu asistentul secretarului de stat Frank Rose, există o atmosferă extrem de deschisă, extrem de pozitivă, în același timp și pragmatică, de construcție în relația de parteneriat strategic România-Statele Unite. Eu am primit de asemenea o invitație să fac o vizită oficială la Washington până la sfârșitul anului. Există, prin urmare, toate premisele pentru a dezvolta această relație așa cum ne dorim.